Păi, zici că sunt Rambo românesc. Rambo, Rambo. Românesc. Că ăla avea o bandană la asta și între picioare avea o banană. Ce dacă se încarcă mă acum? O culoare. Deci sunt Rambo românesc. Remember the time? Nu de Michael Jackson, de Dan. Facem regressing, așa, în 2009. Se gândește sormea că mi-a... Atunci încă mai avea grijă de cât de cât își făcea meseria. Între timp s-a mai răzgândit. Normal, eu. Și face, băi, m-am gândit să te duci la predeal. Dar dacă știa ea cine e la predeal, nu cred că făcea chestia asta. Eu aflasem unde e Mihaela, de înaintea ei. Dar habar n-avea, că nu i-am cerut eu să mă trimită la predeal. Dar nici ea nu știa. Ea știa doar că trebuie să mă trimită la predeal, că auzi și că e un sanatoriu de ăștia cu impresii și idei, prea multe, idioți. Și deștepți, în sfârșit. Și eu i-am dat telefon, adică ea mi-a dat telefon la ăia, la predeal. Alo, aici bucale! Păi, a bucale, mișto, ne place bucale. Vreau și eu să internez la voi pe fratele meu care e Sisi Pupu. E Pupu? Da, e Pupu. A, dacă e Pupu, e bine. E și Sisi. E și Sisi. A. E Sisif? Nu e Sisif. E doar Sisi Pupu. A, e original. Eu eram chiar lângă ea și zic, fată, întreabă de bani. A vorbit fata ce a vorbit, n-a întrebat de bani. Nu, că la fata e credincioasă, e de-aia fără bani. Ea e credincioasă. Cum cea mai credincioasă. Și am zis, bă, dacă e credincioasă, până la mergem și noi cu Dumnezeu înainte. Și cu bășinile, la curbă, șinile troznesc. Mă trimite pe mine cu niște cașcaval, că de-abia am avut bani de tren. Da, câțiva... Nici... N-aveam bani nici măcar de o cazare de o zi. Cum? O zi? Totuși. Adică nu o zi. În 2 săptămâni, că 2 săptămâni. Fiind Sisi Pupu, mi se făcea o derogare. Și m-a cazat ea forțat. De ce? Am făcut scandal. M-am dus peste asistente, am făcut crize. Eu am făcut crize. Ce s-a întâmplat acolo? O văd eu pe Mihaela stătea pe bancuța afară cu un boșorogii care îi cânta în strun. Vrea să dea libii în pizdă la fată. Fata fiind și aia credulă, era prea tânără. Eu am trecut pe lângă ea, am salutat-o, i-am salutat. I-am zis bună ziua, ia bună ziua, le-am zis, ca și cum nu ne cunoșteam pe ei. Că noi fiind genii, știm pula mea. Și eu am intrat direct acolo, la asistentii. Unde e asistentii, îi văd acolo. Asistentii. Zic, vreau să mă cazez 2 săptămâni, uite aici, trimiterea de la ei, fac cu actilii. Aveam toate actilii în regulă, că i-am la fată în 3 zile, ai vin? În 3 zile, am fugit peste tot și am făcut actilii. Când colo zice ea, păi da, și n-ai de-aia ceva, se uită, pula. E, trebuie să dai cașcaval. Păi eu cât a cașcaval? Păi 2,5 milioane, parcă nu știu cât era. 2-300, nu știu. Eu mai aveam câteva sute de mii, că atunci era pe sute de mii. Și am sfutu-vă în gură de jigodii. De ce nu ai zis lui pizda aia proastă când a vorbit cu voi că trebuie cașcaval? Și să întrebați voi. Jigodii lui dracu! Am luat agendii lui de la fetili,
și când m-am înfipt în ele, asistentele nu mai știa pe unde să fugă. Mi-a venit rău să-mi bag pula, m-am întins și-o pe bombuțe, era niște bombuțe acolo. Mama, am zis, mamă, trebuie să mă culc, că le omor pe astea, să-mi bag pula. M-am enervat, vreau să le bat. Alea până la urmă s-au speriat. Ura la mine. Nu i s-a întâmplat niciodată chestia asta. Și am zis, băi, oricum trebuia să vi se întâmple. Cum? Trebuia să vi se întâmple, dar vă drept cum pula mea de ștoar Filipuli. Dar nu era la Sloboz, la gurița mea, Mihaela n-a fost martoră. Că se enerva și pizdoasa. Pizdoasa bine că era afară. Eu n-am ieșit afară nervos. Am stat acolo, putu-vă în gură. Aia, gata, te cazăm. M-am cazat. Dau telefon iar la București. Alo, pizda, lupula. Vino repede și dăm niște bani. De ce? Îmi trebuie atâția bani Dumnezeii mătii de ștoarfă. Nu i-a zis așa, acum așa aș fi vorbit cu ea. Băi, curva puli! Am vorbit frumos cu ștoarfă. Cu ștoarfii trebuie să vorbești tot timpul frumos. Băi, te rog frumos, trimite-mi niște bani. Cum? Niște bani? Că am întrebat-o și pe Mihaela, câți bani ai la tine? 500 de mii. Păi, mamă, i-a lăsat măsa cu tasul 500 de mii. I-a zis, mamă, suntem cei mai jegoși de aici. Cum? Cei mai jegoși e? Nu eram cei mai jegoși. Am zis, bă, domnul dracu, chiar atât de doi jegoși? Și a venit pizda, urla, ce-mi dea toți banii din casă, mă, te dat te făm. Nu, am văzut frumos, bine, mi-ai dat toți banii din casă, dar când am tras un sertarii, atât avea tăși călău, pizda. Dar eu nu i-am zis, pizda, am văzut tăși călău mare la tine. Că îți dă mama cu tata, îți dă pizda mătii și socrii tăi te ajută, tu ești cea mai neajutorată. Întârziata, dracu. Și a venit pizda a doua zi să-mi facă scandalul. Sărea în sus, dracu, făciu, mamă, în pula mea. Ia uite, a venit și târful asta, dar cu târfii trebuie să vorbești frumos. E în târful ăla, cred, mânca mea-i pula. Ștoarfa, dracu.